cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni, după o săptămână plină în emisiuni, mai puțin ziua de ieri. Astăzi începem, ca să spunem așa, weekendul prelungit, una din măsurile pe care în grija sa mare guvernul le ia pentru ca să muncim cu toții cât mai bine sau să ne odihnim cât mai bine pentru munca viitoare. Deci acest weekend prelungit. Deci noi începem cu o emisiune de data aceasta pur politică, ca să spunem așa, politico-guvernamentală, cu George Lazăr, președintele PNL Neamț. Bună dimineața, bine ați ajuns la noi. Bună dimineața, domnul Bănelescu și telespectatorilor noștri. Haideți să începem direct, așa că să vă spun eu, nu mai înțelegem nimic. Din ce sau din... Deci, din câte? Citesc, uitați acum, comunicat de presă, George Lazăr, așa. Președintele PNL Neamț, Partidul Național Liberal rămâne un partener fidel al mediului de afaceri. Foarte corect. Întrebarea mea este, cine nu-i partenerul fidel al mediului de afaceri? Că citesc acest comunicat și spun, liberalii nu susțin suprataxarea mediului corect. De afaceri. După care, așa, mediul privat este motorul activ al economiei. Cred că toată lumea este de acord cu chestia asta. Unii poate înțeleg, unii mai mult sau alții mai puțin. Așa. Primele victime ale suprataxării ar fi firmele mici și mijlocii. IMM-urile. Așa. Bun. Sunt lucruri. La final, Partidul Național Liberal este și rămâne un partener fidel și asumat al mediului de afaceri și respinge cu hotărâre măsurile de suprataxare aduse în discuție de către guvernul Ciolacu. Corect. Din care Partidul Național Liberal este parte. În care Partidul Național... Și asta e corect, dar aici cu o mică intervenție. Mă rog. Asta vreau să ne lămurim. Adică mă rog. Suntem în fața unei situații, eu am pornit cu comunicatul ăsta ca un pretext. Pentru că situația este amplă și la nivel național. Am văzut lideri ai PNL care au ieșit și au spus, domne, stați un pic, până aici. Dacă nu, am văzut pe domnul Ciolahu care a spus, stați un pic, zice, eu acum, zice, mă sacrific pentru generații întregi de politicieni care n-au făcut reforma și o fac eu. Acum, că tot vorbim de buzoieni, da. De așa, domne, eu acolo știu când mă trec prin Buzău, foarte rar, este adevărat, mă opresc să cumpăr covrigi și întotdeauna în zona în care trec am covrigăria și undeva în spate vezi ceea ce vezi în toate orașele românești, dar în Buzău se pretează și mai bine, niște câini vagabonzi. Covrigi în coadă? Nu. Nu știu, dar probabil vor să întărească această chestie. Și acum, haideți să revenim. Care-i treaba? Explicați-ne. Deci, plecăm de la premiza spusă dumneavoastră, e o premiză, o realitate, de altfel că atât PNL-ul cât și PSD-ul suntem partea guvernului actualmente condus de Marcel Ciolacu, premier. Asta nu înseamnă că dacă ești partener cu cineva într-un act de guvernare, dacă ești partener în același timp pe zona legislativă, adică în Parlament, cu cei de la PSD, asta nu înseamnă că tot ceea ce vine de la PSD sau la Marcel Ciolacu este bun și noi nu avem nimic de spus, sau tot ceea ce ar veni de la noi, asta înseamnă că PSD-ul trebuie să accepte pe așa pe nemâncate, pe nerăsuflate și zică, bă, gata, tot ce a venit de la PNL e bun. Nu, tocmai de asta suntem într-o coaliție de guvernare, două partide, unul clar de stânga, cu politici sociale și de stânga, celălalt, adică noi, Partidul Național Liberal, cu politici centru-dreapta. Adică cu politici care se adresează clasei de mijloc și zonei oamenilor de afaceri, angajaților din sectorul privat și nu numai. Ori, de aici plecând, PSD-ul, care este actualmente partener de guvernare, ipoteza de lucru a premierului Marcel Ciolacu a fost, sau este în continuare într-o zonă în care trebuie să facă pași, trebuie să facă o zonă de reforme administrative, bugetare, fiscale, economice, care impactează și mediul de afaceri pentru a reduce deficitul care este destul de crescut în România. Deficit care, nu aș fi de acord cu expresiile folosite de domnul Ciolacu, că
vine din guvernările liberale a lui Ludovic Orban, Florin Câțu și respectiv Nicolae Ciucă, care e și președintele nostru, ci mai degrabă aș considera că acest deficit crescut vine dintr-o zonă de greșită previziune bugetară și construcție bugetară făcută la începutul anului curent, sfârșitul 2022, începutul 2023, de către nimeni altul decât ministrul de finanțe Adrian Căciu, ministrul de finanțe al PSD. Într-adevăr, astăzi avem noi ministrul de finanțe în persoana lui Marcel Boloș, dar e ministrul de finanțe de o lună și ceva. Marcel Boloș, construcția bugetară și previziunea bugetară pentru anul curent s-a făcut sfârșitul 2022 de către Adrian Căciu, ministrul de finanțe al Partidului Social Democrat la acel moment. Dacă previziunile făcute și construcția bugetară făcută de Căciu la acel moment se demonstrează astăzi că este profund greșită și hazardată, ca să spun așa, privind veniturile pe de o parte care le-a supraestimat și cheltuielile care sunt clare, în mod clar, nu cred că aici nu se poate discuta neapărat de o vinovăție în grup, ci este o proastă sau o greșită previziune bugetară, construcție făcută de Adrian Căciu, pe care astăzi, într-adevăr, Marcel Ciolacu și guvernul pe care îl conduce trebuie să o gestioneze. Ori gestionarea acestei situații cu o inflație foarte mare ieșită din ținta de negociere cu Uniunea Europeană, asta nu trebuie să provoace neapărat un val de austeritate în țară, nu trebuie să provoace tăieri salariale și nici nu a discutat despre așa ceva, nici nu trebuie să provoace concedieri masive din sistemul bugetar, dar foarte important, nu trebuie să afecteze sectorul economic. Dar noi liberali, am spus-o de fiecare dată și nu doar eu, ca și președinte PNL Neamț, ce au spus-o și colegii mei din conducerea centrală a partidului, inclusiv fostul premier și actual președinte Nicolae Ciucă, au spus-o de numărate ori că Partidul Național Liberal reprezintă în România și este în România într-un parteneriat, dacă se poate spune așa, cu ceea ce înseamnă zona clasei de mijloc și nu doar, tot ce înseamnă zona de business, zona de afaceri. Fără o componentă a zonei de afaceri puternică, fără un mediu de afaceri puternic, care să aibă legislație cu predictibilitate pentru nu neapărat de la un an la altul, ci pe termen mediu, dacă nu pe termen lung, România ca țară, noi ca județ, dacă vreți, municipiul Piatra Neamț, nu ne putem dezvolta și nu putem construi într-o stabilitate economico-financiară. Bun, și până unde merge această diferență de viziune? Pentru că păi, am spus clar că apărăm mediul de afaceri de această construcție, de aceste idei, că deocamdată ele nu au produs o ordonanță de urgență sau nu au produs lege. De supraimpozitarea mediului de afaceri. Îl apărăm. Problema este în felul, problema este în felul următor. Are PNL-ul armele în momentul acesta să se opună acestei măsuri pe care o propune Ciolacu? Sau s-a discutat deja în coaliție și o lăsăm mai moale cu supraimpozitarea asta? Probabil și lipsa unui dialog foarte clar și eficient sau a unor întâlniri mai frecvente între conducerea celor două partide și neapărat conducerea, cât și specialiștii de pe zona financiară economică, probabil au dus la sau au născut astfel de idei venite din partea de stânga, adică de la PSD, pentru că aceste măsuri până mai ieri nu au fost discutate în coaliția de guvernare. Adică aceste măsuri, noi liberalii, în multe rânduri, le aflam prin intermediul televiziunilor centrale sau a presei, fără să fie discutate, asumate în coaliție. De asta și parte din colegii de la București s-au revoltat și au avut și ieșiri mai contundente, mai dure, ca să spun așa, vis-a-vis de măsurile propuse de premierul Marcel Ciolacu, pentru că ele nu au fost discutate în coaliție și acolo, în coaliție, dacă suntem parteneri și suntem astăzi parteneri de guvernare, trebuie să discuți măsurile pe care vrei să le iei. Nu poți să îți vină o idee seara și a doua zi să o pui în practică. Trebuie să o discuți, să o analizezi întâi, să ai un acord în coaliția de guvernare și după aia intri cu ea și produci hotărârea de guvern sau ordonanța de urgență sau produci în cadrul Parlamentului legi. Dar nu poți așa, domnule, stai că mie mi se pare că ar fi bine să supraimpozităm mâine mediul de business și bă, de acolo o să luăm banii. Păi ce facem? Luăm banii efectiv doar de la aia care muncesc? Păi n-am văzut, de exemplu, guvernul condus de Marcel Ciolacu și partea componentă a PSD să spună, domnule, hai să tăiem de la ajutoare sociale. N-am văzut treaba asta. Circulă
Păi hai să te de ajutoare sociale atunci. Păi tot în ăla care muncește, îl impozitezi, ăla plătește și CAS, și CASS, și impozitul pe venit. Ăla, micro-întreprindere, plătește și impozit pe dividende, și impozit la cifra de afaceri, angajați, etc. Toate astea. Și de acolo se susține practic statul, că statul funcționează din banii pe care îi colectează din mediul privat, de la oamenii de business, da? Și tot pe ea punem biciul tot pe ea, adică tot în calul care trage, tot în ăla dai. Păi hai să luăm de la asistență socială, hai să tăiem de acolo. Dacă tot vrem să tăiem, să reducem cheltuielile astea bugetare, da, hai să luăm de la ea care nu muncesc. Bun, eu n-aș zice să luăm de la aia care nu muncesc. Ba, da, eu sunt total de acord să luăm de la aia care nu muncesc, pentru că în România sunt mai multe categorii de asistat social și nu vorbesc aici, Doamne ferește, de acea categorie vulnerabilă care sunt cu probleme de cu grad de handicap, care, Doamne ferește, acolo e boală și oamenii efectiv nu pot munci, ei trebuie ajutați, pentru că altfel, fără ajutorul statului și intervenția statului, am avea tragedii, da? Dar restul care îi avem în tot ce înseamnă satul românesc, dumneavoastră știți foarte bine, zecile, sutele de asistați sociali care sunt pe 416 la tot ce înseamnă primării și care nu fac absolut nimic și stau doar cu mâna întinsă, așteaptă să treacă lumea ca să intre asistența socială, își vulnerabilizează părinții sau rudele apropiate și terorizează să le ia banii ca să ducă la birt. Și mai fac 5, 6, 7, 8 copii de multe ori ca să-i trimite, nu în toate cazurile, dar în multe cazuri, se trimite la Cerșit sau la într-o altă zonă de a câștiga un mic venit și ăla zilnic, da? Acolo trebuie tăiat. Păi, haideți să discutăm un pic. Eu sunt de acord că acolo sunt exagerări de la nivel de municipii până la nivel de comune, exact. Unde primarii țin captiv pe cei da, ca să-i folosească sunt, ca da. Masă de vot. Așa. Dar vă propun un exercițiu. Uite, tot circulă acum un material care este, dacă el este făcut cum trebuie, eu îmi scot pălăria în fața celor care l-au făcut, care spune cam așa. Dom'le, zice, o micro-întreprindere își declară profitul că n-are ce face, că trebuie să ia, și lucrează și își face. Zice, dar avem E.ON Energie România S.A. Cifră de afaceri, 13.725.000 de lei. Pierdere, 358 de milioane de lei. Enel, Energie S.A. 5 miliarde, nu mai spun toată suma, pierdere 391 de miliarde. Met Energy, cifră de afaceri, 5 miliarde, pierdere 20 de miliarde. Enel Energie Muntenia, ăștia nici nu știu dacă mai sunt, eu la grecii parcă. Cifră de afaceri, 4 miliarde 800, pierdere 377 de miliarde. Delgaz Grid, parte din grup E.ON, 1 miliard 700, pierdere 125. Nici petrol, să ia, am avut noi, 700 de milioane cifră de afaceri, pierdere 116. Dacă mergi cu mașina prin țara asta, este imposibil să nu te întâlnești cu mașini pe care este inscripționat E.ON, Delgaz, da. Și vezi că nu sunt Sandero sau Logan. Nu sunt mai. De teren. De teren. Și stai și te întrebi. Dom'le, cum este posibil ăla pe care statul român acum îi dă diferența de preț să aibă o pierdere de 358 de milioane la o cifră de afaceri de 13 miliarde? În condițiile în care nu vedem nimica spectaculos în privința investițiilor alea de mentenanță, de refacere, bate un vânt, ni se oprește jumătate din curentul din localități. Aici nu se uită nimeni? Probabil cei de la mari contribuabili de la NAF ar trebui să se uite, să vadă ce se întâmplă acolo. Nu pot să-mi dau cu părerea ce se întâmplă în interiorul unei firme, de ce au eu nu vă cer să vă dați capital o anumită sumă deci, și de ce au profitul, adică au pierdere mai mare decât... Sunteți președinte de partid, aveți experiență deja mare. Adică, dom'le, punem pe o coloană. Mari contribuabili de origine
autohtonă. Și mari contribuabili. Și mari contribuabili foarte mari veniți investitori strategici. Investitori. Supeco, ăștia care vând rebuturi, mă rog, nu știu, vând mai ieftin decât, dar sparte din nu știu ce Carrefour, ceva de genul ăsta. Apar în această cifră și ei cu pierdere. Mai există posibilitatea ca o parte de a profitului sau o parte din cheltuielile lor să fie externalizate și atunci e un profit mascat care îl externalizezi prin alte cheltuieli pe care le faci în firmă și asta trebuie urmărit de către, repet, de către ANAF, cred că ar trebui urmărit asta de la Direcția Mare Contribuabil de la București. Eu mă raportam și în comunicatul care l-am trimis la redacția noastră, dar și în susținerile mele de astăzi, mă raportez foarte mult la tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri autohton, nu doar autohton în general, dar mai mult la tot ceea ce înseamnă categoria de IMM-uri. No, pentru că Neamț avem, de exemplu, în județul Neamț, avem undeva la 18.714 IMM-uri, întreprinderi mici și mijlocii, active, vorbim de activi. Mai sunt încă vreo 6.200, dacă nu mă înșel eu, de firme inactive, care sunt înscrise la ORC, la Oficiul Registrul Comerțului Neamț, dar ele sunt inactive astăzi. Dar avem pe județul Neamț 18.700 de firme, mici și mijlocii, care vor putea, în cazul în care se adoptă vreo ordonanță de urgență nediscutată în coaliție și neasumată și de PNL, să fie într-o problemă din punct de vedere financiar, să fie suprataxați. Totodată avem, în plus față de aceste firme, mai avem încă 180 de persoane juridice mijlocii, adică încă 180 de firme care sunt la categoria mijlocii. Așa, plus avem 475 de instituții publice în județul Neamț, care și de acolo se vin impozitele pe salarii, tot ce înseamnă primării și instituții ale statului. Aici, pe zona asta, Piatra Neamț sau zona Piatra Neamț conduce detașat cu un număr de 9.800 de întreprinderi mici și mijlocii. Municipiul Roman cu zona metropolitană un număr de 4.468, Târgu Neamț 2.713 cu tot cu zona adiacentă și la fel Bicazu cu tot cu zona adiacentă un număr de 1.719 firme. Din zona asta, aici mă raportez foarte mult pentru că riscăm să vulnerabilizăm tot ceea ce înseamnă aceste firme și când vorbim de aceste firme nu vorbim doar de patronat, adică nu vorbim doar de acționariat, vorbim și de tot ceea ce înseamnă colateral aceste firme și tot ceea ce dezvoltă pe raza județului Neamț și ce produc în general pe taxare și impozitare pentru statul român și miile sau zecile de mii de angajați, persoane care lucrează în privat la aceste companii, adică acolo e baza, acolo e motorul economiei și a județului Neamț. Și sigur, e o rotiță care învârte la bugetul național și astfel eu consider că noi liberali avem datoria și menirea, pentru că facem politici de dreapta, să apărăm mediul privat. Da, de asta e foarte bine că se discută situația asta, dar eu aștept să văd o întâlnire, domnule, să o facă la televizor, să o facă la TVR, că acolo ea nu întreabă nimic, le dă voie să vorbească, să ducă domnul Ciolacu, să se ducă cu domnul Ciucă, cu cine-i viceprim-ministru, nu mai țin minte acum, că nu mai știu. Domnul Predoiu din partea Partidului Național Liberal, ministru de interne și viceprim-ministru. Domnul Cătălin Predoiu. E la Partidul Național Liberal acum. Domnul Cătălin Predoiu este ministru de interne și vicepremier în guvernul României. Așa. E, cu domnul al Partidului Național Liberal. Să se ducă la televizor să ne spună, băi, aceștia, uite care-i treaba. Cred că ar trebui să meargă cu specialiști pe zona exact, de economie să ne spune. Și finanțe, nu cu și să ne spune. Predoiu, pentru că bună lui e avocat de profesie. Eu iubesc fotbalul. Eu sunt prim-ministru, iubesc fotbalul. Și iubesc fotbalul foarte tare. Și știu din fotbal o regulă. Nu se schimbă regula în timpul jocului. Nu dăm gol cu mâna. Nu dăm gol cu mâna în timpul jocului. Corect. Bă, eu vreau să dau un gol cu mâna, precum Maradona, în timpul jocului și să fie legal. Adică, vă măresc contribuția și vă mișorez nu știu ce target și vă măresc contribuția cu atâta. În timpul jocului. Bă, sunteți de acord să schimbăm regula în timpul jocului? Adică, dumne, chiar suntem cretinii lumii să vină, să spună, dumne, știi, în septembrie, poate hai vă las până în octombrie. Și după aia din ianuarie mai facem ceva. Chiar suntem
bătuți în cap, nu știu, adică... Atâta timp cât nu a existat și nu există din partea specialiștilor din care sunt, gravitează în jurul domnului prim-ministru Marcel Ciolacu, o strategie pe termen mediu și pe termen lung de corecții financiare, dacă vreți, de politici fiscale în România. Corect. Nu poți să vii așa. Facem herupisme de pe la o lună la alta. Dom'le, hai să vedem, acum mai băgăm un impozit. Poate peste o lună mai scoatem ceva, peste trei luni mai băgăm ceva. Așa nu merge, pentru că nu ai predictibilitate în mediul economic și nu avem predictibilitate, atunci investitorii își țin banii acasă. Adică își țin banii în conturi. Nu mai investesc, pentru că zice, dom'le, de ce să mai vin în România să investesc? Sau alt om de afaceri care activează deja. Ce, dom'le, de ce să mai investesc în continuare să mă dezvolt dacă statul nu mi oferă o predictibilitate fiscală pe măsurile fiscale în România și eu nu știu, eu bag astăzi o sumă de bani de milioane de euro sau sute de milioane de euro într-un business, îmi fac un calcul al rentabilității business-ului și al acoperirii cheltuielilor după aia și a încercat să-ți amortizezi investiția, dar o faci în conceptul legislației pe care o ai astăzi, la momentul investiției. Dacă legislația se schimbă de 2-3 ori pe an și de obicei în defavoarea agentului economic, atunci omul s-ar putea să nu mai investească. Lipsa investițiilor în România, în general, și ținerea banilor blocați de către investitori, fie în străinătate, fie în conturile pe care le au, va duce la un regres economic, la o stagnare economică, ceea ce nu e ok. Și intrăm într-o zonă de recesiune, care este și mai gravă. Deci, asta am zis, dom'le, hai să o lămurim odată, că nu se poate așa. Adică, scoate un specialist, adul, nu știu. Adul, am văzut ieșirea domnului Isărescu. Da. De zilele trecute. Care, dacă stai și o asculți cu atenție, ce spune el, nu ce comentează unii pe... Fiecare comentează în funcție de ce interes are. Ce înțelege sau cum vrea să înțeleagă. Sau cum îi se spune să înțeleagă. Și asta e o variantă. Așa. Dom'le, omul ăla a spus niște lucruri cu tremurătoare. Deci, oameni buni, fiți atenți, aveți grijă, nu vă jucați cu finanțele. Nu vă jucați de-a inflația. Că vine oricum, dacă vă jucați, oricum dă peste noi, dacă nu suntem pregătiți. Bun. Haideți să mergem un pic și spre zona noastră. Să venim pe meleaguri natale. Pe meleaguri natale. Acum, nici nu știam cum să încep emisiunea. Vă rog. Să încep. Dom'le, astăzi în emisiune, domnul George Lazar, omul care în viziunea domnului Iona Saftei este... Răul suprem în județul Neamț. Răul suprem în județul Neamț. Am asistat la o conferință, mă rog, conferință de presă, care s-a transformat într-un fel de înfierare în direct. N-am urmărit-o, dar am auzit. Chiar mă simt oarecum că n-a citit materialul pe care... Nu, materialul dumneavoastră, n-am urmărit conferința de presă. Așa. Deci un fel de înfierare în direct. Ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă? Ce se întâmplă în mintea lui domnul Asaftei? Nu, adică, domnul Asaftei a vorbit în numele unei instituții. Domnul Asaftei vorbește instituția nu e a lui, el vorbește în numele propriu, în numele instituției. Nu, el a vorbit în numele instituției, că nu a organizat Ion Asaftei conferința de presă pe Ion Asaftei. Convocarea s-a făcut de la Consiliul Județean, cu cei doi vicepreședinți alături. Da, dar au fost destul de rezervați, așa am bine, înțeles. Mai rezervați, corect, așa este. Și el a spus așa, domne, noi ne facem treaba aici, facem treabă, dar nu putem să ne facem treabă din cauza lui Lazar. Care da, Lazar? Ne-a blocat... ne-a blocat proiectele, ne-a făcut aia, ne-a făcut păi aia, ne-a făcut aia. Păi cum aș putea să fac asta? Păi nu știu. Domnul Bănescu, domnul Asaftei, și vreau să comentez foarte mult pe retorica lui Moșteacă, că domnul Asaftei, nu știu cât înțelege el care e rolul lui la Consiliul Județean, eu am să-i mai spun o dată și în direct la emisiunea dumneavoastră, rolul lui de președinte Consiliului Județean nu este să se meargă cu mașina să aibă șofer și secretară, să meargă cu mașina de la Hanul Răzeșul la Consiliul Județean și retur. Nu pentru aia e Consiliul Județean și nu pentru aia are funcția de președinte la Consiliul Județean, ca să se plimbă cu mașina de la Hanul Răzeșilor la CJ și înapoi. Asta să fie foarte clar. Doi la mână,
atribuțiile domniei sale ca președinte de Consiliul Județean este să coordoneze tot ceea ce înseamnă Consiliul Județean, aparatul de specialitate și direcțiile Consiliului Județean, pentru ca onor Consiliul Județean Neamț să ne facă în județul Neamț câteva lucruri, care le-au acum în faza în care pot să se implice efectiv și trebuie să se implice efectiv ca aceste proiecte să intre pe făgașul normal. Au pierdut POIM-ul și am să spun asta de un milion de ori până aud de ultimul om din ultima localitate din județul Neamț, de la al mai mic la al mai mare, ca să știe cine conduce Consiliul Județean și l-a condus în ultimii 9 ani. 10 ani mâine, poimâine. Și acești domni care au condus și conduc astăzi Consiliul Județean, rămășițele PSD-ului și al lui Ionel Arsene, PSD-și de frunte toți, au ratat un proiect de 311 milioane de euro, bani europeni care trebuiau să vină în Neamț și nu mai vin. Și 42 de localități sunt afectate. De ce? Din incompetență crasă a Consiliului Județean și a lui Apaserv. 2. Avem proiect Spitalul Județean Neamț care bate pasul pe loc astăzi de 200 și ceva de milioane de euro și bate pasul pe loc din cauza faptului că cei de la Consiliul Județean nu-și fac treaba. 3. Eu am înțeles că devine Ministerul de Finanțe. Dar de ce Ministerul de Finanțe? Deci, Ministerul de Finanțe coordonează activitatea CJ Neamț pe componenta PNRR, sănătate? Deci, ar fi niște probleme pentru că cei de la Ministerul de Finanțe spun că sunt niște ceva probleme, verifică ceva la proiect. Și din cauza asta nu se poate. Nu bănesc, eu știu așa. Statul român, prin președinte Guvernul României, a adus în România PNRR, da? Planul Național de Redresare și Reziliență. Acest proiect, care e în acord cu Bruxelles, da? Conferă județului Neamț posibilitatea de a trage 200 de milioane de euro, bani europeni nerambursabili, în județul Neamț, respectiv zona Piatra Neamț, de a face un spital județean nou. Consiliul Județean este cel care implementează acest proiect, cel care depune proiectul, cel care trebuie să tragă banii. Consiliul Județean Neamț nu își face astăzi treaba. În loc să avem, ca în alte județe din România, deja semnat contractul și deja intrat în faze avansate a implementării proiectului, la noi, la Neamț, nu se poate. Că cineva îl blochează pe Asaft. Se blochează el că nu știe ce are de făcut pe acolo, el și cu PSD-știi lui. Am spus de Apaserv, am spus de Consiliul de Spitalul Județean. Drumul expres, Piatra Neamț, Bacău, un drum extrem de important, vital pentru dezvoltarea economică ulterioară a municipiului Piatra Neamț și a zonei metropolitane Piatra Neamț. Vorbim de la Rosnov, Săvinești, în Brava Roșie, încolo spre Costișa, ieșirea spre Bacău. Repet, un proiect extrem de important și vital, ar spune, pentru dezvoltarea economică a zonei Piatra Neamț și Piatra Neamț metropolitan. Întârzieri nejustificate. De ani de zile se face un SFE acolo sau un pre-SFE. Nici acum nu-i gata. Să-l întrebe domnul Asafie, dacă nu mai ține legătura telefonic, să-l întrebe pe fostului șef, comandant suprem, pe domnul Arsene, să vorbească cu domnul Michael Stanciu, poate de la firmă care face SFE-ul, poate îl grăbește leacă, că-s prieteni, nu Asafie, domnul Arsene era prieten. Da, acolo suntem în întârzieri majore. Pe tot ce înseamnă centura, ocolitarea municipiului Piatra Neamț, extrem de importantă, pentru că acolo avem două tronsoane pentru centura municipiului Piatra Neamț, adică din zona drumul expres Piatra, de la Piatra Neamț Bacău, care să vină în zona Dobreni și de acolo să iasă în zona spre Bicaz, un drum extrem de important, deci acolo nu avem niciun act aproape depus. Păi întârzierile astea, nu pot, că nu mă lasă ăla, că m-s blocat, că n-am o hârtie, că n-am un aviz. Frate, lasă-te de treaba aia de la CJ, lasă pe altul mai competent care poate, lasă pe alții care pot, care știu, care vor. Nu ocupa locul acolo și după aia dai vina că nu te lasă, că plouă afară. Dom'le, afară plouă și eu nu pot. Dom'le, afară e prea cald și eu nu pot. Dom'le, nu pot că s-a întâmplat, că am auzit, că mi s-a spus. Dom'le, ești președinte, ai majoritate în Consiliul Județean, rezolvă lucrurile. Păi pierdem milioane de euro, zeci, sute de milioane de euro pierde județul Neamț, că la Consiliul Județean sunt niște incompetenți care acum s-a transformat domnul Asafte aici cu colegii lui în cor de bocitoare, că nu-i lasă X, că nu-i lasă Y. Dar ce să le facă? De exemplu, eu, Lazar de la PNL, cu ce îi blochez eu? Eu nu sunt partea Consiliului Județean. Au majoritate. În Consiliul Județean le trece orice proiect. Și PNL-ul votează tot ce înseamnă proiecte care sunt pentru dezvoltarea județului Neamț, PNL Neamț și consilierii noștri județeni
9 din 11, că 2 au furat cei de la PSD, le-au dat funcții și avantaje și au luat la PSD, că na, asta e treaba. Se mai practică în politica noastră românească și treaba asta. Noi am susținut întotdeauna tot ce a fost proiect pentru sănătate, pentru modernizare, pentru studii de fezabilitate, proiecte tehnice, investiții. Am votat întotdeauna cap-coadă, fără niciun fel de problemă. Cum să zic că domnul Asafței că îl blochez? Dar probabil domnul Asafței nu înțelege. S-a avut o foaie de parcurs, i-a dat cineva, un consultant politic de-al domnul Harpa, care își pierde toată ziua cu domnul Harpa și cu domnul Niță. Am înțeles că face un slalom 2 ore la domnul Niță, 4-5 ore la domnul Harpa. Și consultantul politic al PSD-ului probabil a dat o fițuică acolo să citească. Și omul de bună credință a citit. Că e frică că dacă nu îi declanșează cei de la PSD, nu mai împiele așa lui Asafței, să nu fie cumva că îi declanșează la PSD proceduri de schimbare după aia. Și atunci omul se bucură să fie președinte acolo, că îi place să fie președinte, să aibă șofer la dispoziție, mașină, secretară și vrea postul ăla, că e călduț. Și atunci, probabil că face frumos la PSD, că altfel nu înțeleg atacul lui vis-a-vis de persoana mea și de colegii din PNL. Total nejustificat și un atac care o zonă a discuțiilor fără fond și fără formă, fără început, fără conținut și fără sfârșit. Adică n-am înțeles ce a vrut să zică. Că îi blochează PNL-ul. Păi cum să-ți blocheze tată PNL-ul dacă tu ai majoritate la Consiliul Județean și ești președinte? Și ai tot exact cum i-a lăsat șeful lor, Ionel Arsenie, a lăsat mecanismul funcționând uns cu ulei cu tot ce trebuie. Nu mai trebuie să-l ducă mai departe. Că mecanismul lor funcționează în CJ. Încă. Am înțeles. Da, oricum a fost interesant. Eu chiar... Mă rog, am și întrebat dacă sunteți rău absolut să-l caracterizeze pe domnul Ionel Arsene. Și răspunsul a fost că nu poate exista o comparație. Normal. Da. Deci asta e situația. Comparația pleacă de la educație. Primul și într-adevăr nu poate exista. Da. Între mine și domnul Arsene. Dar Arsene, cu toate relele lui, măcar Arsene era mai ferm, era hotărât. Adică își punea ceva în cap, mergea înainte, încerca să zbătea în felul lui, cu intervențiile lui pe la București, cu prieteni, cu combinațiile lui, în fine, dar ăla măcar se zbătea, Asafței nici măcar nu știe pentru ce se zbate. Bine, acum probabil că se zbate și el, dar în felul lui. E greu să ai aceleași intrări sau probabil să ai intrări. Păi bun, nu, dar ai bănuiesc că are domnul Harpa intrări foarte bune. Da. Că am înțeles că e prieten cu domnul Ciolacu și... Am înțeles că bănuiesc care între mult mai bune ca lui Ionel Arsene. Atâta timp cât acum și eu chibis fac de prin comentez din afară, sunt comentator sportiv sau politic, cum vreți. Atâta timp cât a avut puterea să dea la o parte, să excludă practic din funcție de conducere două apropiate, protejate a domnului Arsene, mă refer la doamna Bulai de la Roma și doamna Moise de la Piatra și înțeleg că mai urmează și alții, apropiați de domnului Arsene, bănuiesc că are o putere foarte mare în partid și în structura centrală la București, domnul Harpa, de mătură, șterge cu buretele tot ce a însemnat era post domnului Arsene. Bănuiesc că e mult mai puternic ca domnul Arsene. Asta e o bănuială. O să vedem. Am primit de la colegul dumneavoastră de partid și senator, domnul Eugen Țapu-Nazare, da. Am primit o completare la ce discutam noi cu multinaționalele. Eu am primit-o și eu. Ați primit-o și dumneavoastră? Da. Deci, apropo că în 2018 s-a propus impozitarea multinaționalelor, da, în România. Corect. Și s-a opus, spune domnia sa, domnul Dragnea și PSD-ul la vremea respectivă. Da, mi-a scris și mie. Și 164/2016. Da. Bun. Cam asta e situația. Dar totuși, județul Neamț în momentul acesta are problema asta mare cu toate proiectele blocate. Adică marea majoritate a proiectelor blocate. E problema Consiliului Județean, nu e problema județului Neamț. Dincolo de problema Consiliului Județean, este și problema noastră, celor din județul Neamț. Incapacitatea lor de a face proiecte și de a le implementa și a duce la bun sfârșit. Normal că afectează calitatea vieții noastre a nemților asta, da, 100%. Deci, e și problema noastră. Deci eu aștept, și acum la modul foarte serios, aștept inclusiv de la liberali, așa, nu știu ce, o inițiativă, un protest, nu-mi dau seama ce care sunt armele. Apropo de tot ce înseamnă povestea asta absolut sinistră cu oncologia.
Deci, oncologia la Piatra Neamț, unde noi, deci, de câțiva ani a început un proiect, da? Da, domne, nu se poate. Se știe că proiectul ăla nu mai poate continua. Noi așteptăm și noi un demers. Bă, am luat înapoi clădirea aia. O facem de la zero. Vorbim cu dăruiește pomana, dăruiește nu știu ce. Mergem și facem ceva. Ei, mor oameni. Pentru că nu au loc unde să fie tratați după cum ar trebui să fie tratați în statul român. Deci asta pentru mine nu mai înseamnă doar o chestie simplă de incapacitate administrativă. Asta, din punctul meu de vedere, se traduce în termeni penali. Păi incapacitatea, nu incapacitatea, incompetența, aș numi eu administrativă a CJ Neamț, da, duce de multe ori și la pierdere de vieți umane și la bătaie de joc în sistemul public de sănătate. Și asta, din păcate, se întâmplă în județul Neamț, dar se întâmplă de ani de zile, adică nu se întâmplă de azi de ieri. Asta se întâmplă de ani. Aici nu pot să-ți socot că e vina lui Asaftei personal astăzi. Nu, doamne, eu nu spun că e vina cui... E vina de cel puțin ultimii 10 ani a PSD-ului, pentru că și-au bătut joc de tot ce înseamnă fonduri pe zona sănătății în județul Neamț. Și-au bătut efectiv joc. Păi sunt proiecte de peste, cred că, 20 de milioane de euro pierdute în ultima perioadă, în ultimii ani. Abandonate sau pierdute, banii n-au mai ajuns în Neamț. Și pe mine lucrurile nu s-au mai întâmplat, adică îți pierduți banii aia. Una e că n-ai dat cu var la psihiatrie, la Roman. Nu, acolo cred că se dă, că acolo lucrează o firmă foarte bună. Și acum depinde de var ce se dă, nu știu ce se ascunde sub varul ăla. Nu, că acolo lucrează o firmă bună, e tot sub contract cu Consiliul Județean și se lucrează bine. Bun, acolo. Deci nu discut, acolo e cazul de mai multe discutate. Asta era o ironie, asta nu înseamnă că se lucrează bine. Dar când ai o secție atât de importantă, foarte mulți bolnavi și ei stau pe holuri, înghesuiți într-un alt loc, în ciuda faptului că toată lumea cunoaște lucrul ăsta. Toată lumea știe. Da. Dom'le, hai să... Nu știu. Nici nu știu ce să facem. Bunescu, noi când am vrut să... Vă dau un exemplu. Când s-a dărâmat, nu s-ar de la una la alta și nu schimb subiectul, s-a dărâmat podul de la Lusca. Am făcut proiect de hotărâre de Consiliul Județean, noi, liberali, am identificat sumele de bani necesare, luate dintr-o altă zonă a investițiilor, ca să aducem banii 35 de milioane de lei, dacă nu mă înșel, aproximativ 7 milioane de euro, ca podul la Lusca anul ăsta să fie intrat în etape de SFPT și în etape de eligibilitate pe construcție, da? Adică de licitație, scuze. Au refuzat. PSD-ul a votat împotrivă Consiliul Județean. Alianța toxică, din punctul meu de vedere, PSD, cu cine mai sunt de pe acolo, Pro-România, PMP, PPUSD, au votat împotrivă. Banii aia care au venit de la parlamentari pentru scoaterea, acea sumă de bani care a venit pentru scoaterea podului dărâmat din Albia, râului Siret, nu sunt banii CJ-ului, decât parțial. În rest sunt banii parlamentarului, al lui Eugen Țapălu, al lui Laurențiu Leureanu și, într-adevăr, au pus și 2 sau 3 parlamentari de la PSD și au alocat sumele de bani acolo care le se cuveneau de la guvern și au mai pus CJ-ul ceva și nici astăzi, nu au finalizat licitația ca să scoată podul din apă. Nici astăzi... Eu am înțeles. Eu am înțeles așa. E mai mult de un an. Eu am înțeles așa. Asta chiar nu pot să o înțeleg. Deci s-a făcut o licitație. A câștigat cineva. A câștigat cineva licitația. Altcineva a făcut contestație și a câștigat contestația. La CNSC, și am înțeles că a făcut, dacă poate am înțeles eu greșit, Consiliul Județean a făcut și el contestație, ceea ce deja, stau și mă întreb, doamne, stați un pic, era obligat prin lege să fac contestație? Nu știu să vă dau un răspuns aici. Dacă e obligat prin lege, pot înțelege. Nu știu sigur să vă spun. Dar nu cred că era obligat. Pentru că CNSC-ul a dat dreptate al cuiva și au constatat cei de la Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor. Au considerat că acea licitație făcută la Neamț, organizată de Doru Conache și Consiliul Județean Neamț... Domnul Lazar, haideți că vă spun eu ceva acum. Vă rog. Ce pe mine mă scoate din sărite, că nu vrea nimeni să spună. La mine a venit cineva și mi-a spus, domne, spuneți așa, domne, că uite, se face licitație pentru pod, pentru curățarea podului. Da. Și că în draftul de ala care se scoate pentru licitație, caietul de sarcini, într-un draft al caietului de sarcini, a fost trecut așa.
Consiliul Județean să cumpere utilajele cu care firma vine să scoată podul. N-am auzit asta. Și eu am întrebat, dom'le, e posibil așa posibil ceva? Și zice, dom'le, nu-i posibil normal, dar vă spun eu că sunt implicat în chestia asta. Asta, da. Că așa s-a trecut și că s-a făcut ședință. Dom'le, scoateți că nu-i normal. Până unde poate să ducă mintea asta? Deci, astea sunt întrebări care, la care onor Consiliul Județean NAMS, liderii Consiliului Județean NAMS, cei care conduc Consiliul Județean Asafte și cu gașca lui de PSD-iști, Doru Conachi de la ce e acolo director economic, ar trebui să răspundă. În fața cetățenilor, avem peste un an de zile domnul Bălănescu, de când acel pod stă în Albea Râului Sret, nici măcar CJ-ul n-a reușit să-l scoată, nici măcar n-a reușit să termine licitația. Ca acel pod să fie scos. Mare atenție că acum de pe... Oricum a fost în perioada de... Acolo e zonă protejată, are protejată dată de ANAMP. Cred că acum de pe 15 august sau 15 septembrie, ceva de genul ăsta, se poate lucra acolo. Eu mă gândesc cu groază că nici anul ăsta, adică până în finalul anului, până în 31 decembrie, podul ăla nu va fi scos de acolo, din Albea Râului Siret. Atunci când să ne gândim că se face un pod. De asta dând de exemplu ăsta cu podul de la Lusca, care la anul, cred că în iunie, face 2 ani de când e prăbușit și oamenii au cules de 2 ani de zile, trec prin calvarul ăsta al drumului fără pod și ocolesc undeva la 20 de kilometri pe zi, podul ăla era prioritate zero. Din punct de vedere a infrastructurii rutiere, mă refer. Nu a găsit CJ NAMS 6-7 milioane de euro ca să-i dea drumul la SFPT plus să scoată la licitație cu execuție. N-au găsit suma de bani necesară și să facă imediat licitația, să o facă, să organizeze corect, legal, să scoată podul de acolo. Să poate așa ceva, e bătaie de joc rasă asta. Și revenind la spital, dar și la spital e o bătaie de joc rasă. Adică, nu. Am fost și o săptămână trecută până la spitalul județean, ne-am sămitat în corpul vechi, da, în pavilionul vechi. Acolo, la o doamnă doctor, aveam de discutat ceva cu ea pe problemă personală. Bă, ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Faci cruce când intri acolo și faci cruce că și ești de acolo. Ferească Dumnezeu. Cum arată și condițiile care sunt acolo. Ferească Dumnezeu. E, uite, rugați-l pe domnul Stavarache. Da. Liderul de grup, parcă, nu? La dumneavoastră, la PNL, la Consiliul Județean. Rugați-l să ceară toate documentele. Bine, dacă nu, cumva trebuie să adresați DNA-ului, dar nu știu. S-ar putea să fie la DNA documentele toate. Despre centru acela de dializă, deci istoria centrului de dializă din particular din curtea spitalului. A venit o firmă, a venit o firmă și a zis: "Domne, lăsați-ne să facem centru de dializă." Foarte bine. I-au lăsat. Deci noi vă facem sus, da. Știți de când este asta? De ani de zile, peste 10 ani. Mai mult. Am zis peste 10 ani, ce știu eu. Mai mult. E nefuncțional. Am fost acolo în clădire. Sunt banii. Dom'le, au intrat banii în cont. S-au cumpărat aparatura. Sunt acolo, am fost și l-am văzut. Aparatura stă, nu ruginește, dar moare, se uzează moral, dacă nu e deja uzată. Dom'le, deci cine poate să dea o explicație logică la o chestie de genul ăsta? Au nu știu ce problemă din punct de vedere tehnic, care eu cred că poate fi găsită o soluție, nu sunt tehnician acum în aparatură medicală. La oncologie au o problemă tehnică. La pediatrie, probleme tehnice. La ambulatoriu de specialitate, probleme tehnice. Dar peste tot sunt probleme. La extinderea UPU, probleme tehnice. Păi s-a pierdut finanțarea acolo. Da. Pe cuvântul meu de onoare. Iar asta cu centrul de dializă, cred că nu există în țară o asemenea tâmpenie. Să-ți dea banii, bine că la început contactele s-au schimbat de 4-5 ori. Nu vreau să-l întreb acum pe domnul Pruteanu cum s-a schimbat contractul în timpul său sau alții. Dom'le, cum se poate așa ceva? Să ai banii în cont și tu să vii să spui acum, a spus-o directorul spitalului aici, managerul spitalului. Dom'le, am chemat să facă cineva o constatare, cum se cheamă din asta, expert, expertiză. Da. Noi nu vrea nimeni să facă expertiză acolo. De ce? Păi probabil că făcând expertiza, acolo s-au pus lucruri. Eu am fost în centrul ăla, da. Știu despre ce e vorba. Da. Deci, noi, probabil că nimeni nu vrea să-și spună semnătura, să spună că, domnule, aici s-au făcut prostii. Când lasă terapie intensivă
la Piatra Neamț. Acolo am gândit împreună cu cei din spital la momentul respectiv, cu DSP, cu ISU, cu etc., o variantă să mutăm, să găsim o formulă de ATI în zona respectivă sau să mutăm altă secție, nu mai știu cum a fost exact, și am fost și am văzut. Acolo, inclusiv aparatura medicală este cumpărată și achiziționată și arată foarte bine spațiul sus. Am înțeles atunci, repede, de la celebrul Doru Conachi, omul care învârte și dezvârte și de, face și desface CJ Neamț și mai ales partea economică și de contracte a CJ Neamț, înțeleg că acolo, la fel, ceva nu se poate, nu merge. Acum, Doru Conachi nu cred că e specialist decât la bani, în rest nu cred că are vreo specializare. Bun. Dar acolo, într-adevăr, cred că directorul Filimon, managerul Filimon, cred că are dreptate. Acolo trebuie făcut o experiență să vadă că stai în conservare cu el de peste 10 ani cu spațiul ăla, se degradează, se uzează și moral și fizic instrumentele de acolo și aparatura medicală, că este aparatura medicală cumpărată, și mare păcat, stai cu un spațiu în mijlocul curții spitalului acolo, care își arată foarte bine, repet, care nu-l folosești deloc. Adică, e o bătaie de joc asta. E de noaptea minții. E de noaptea minții. Păi, domnule, stați un pic. Păi ăsta e subiect de film. Ce moartea domnului Lăzărescu? Asta e un subiect de film cu proști. Da. Filmul mut mai. De, domne, nu se poate așa ceva. Corect, de acord cu dumneavoastră. Multe nu se poate. Rugați-l pe domnul Stavarache să ceară toate documentele astea și încet, încet să le ceară pe alea cu UPU, să le ceară pe alea cu fluidele. Care s-a pierdut și acolo proiectul. Și acolo s-a pierdut proiectul. 2 milioane de euro. Doamne, deci este incredibil. Că vezi, doamne, că trebuie nu știu cine să dea... Nu există. În alte județe s-au făcut lucruri. Peste tot s-au făcut, numai la județul Neamț nu se poate, că aici nu știe, nu se poate, că domnii care conduc CJ-ul și onor PSD-iștii care sunt în fruntea CJ-ului din ultimii 10 ani, ei nu știu, ei nu pot și devine tot timpul altcineva, oricum nu ei. Dar ei conduc, ei au puterea în mână, dar devine altcineva. Mai urmează să spună că și proiectul la apă și canalul la Poim s-a pierdut tot din cauza, nu știu, alu Lazar, alu Țapu, alu X, alu Leureanu, alu Carabelea. Nu știu, găsesc un vinovat, dar vina e în curte. Iau tot ce înseamnă și la Spitalul Județean și peste tot, tot ce înseamnă Consiliul de Administrație, AGA, la toate companiile care țin și toate structurile care țin de CJ Neamț, au tixit toate posturile doar cu oamenii PSD-ului. Au puterea în mână de 10 ani și de 10 ani se pierd proiecte după proiecte și o bătaie de joc vis-a-vis de pe zona de sănătate, de infrastructură rutieră, pe apă și canal, infrastructură, apă și canal, peste tot e o bătaie de joc crasă. Dar vinovați sunt alții, nu cei care conduc și nu cei care se lăfuie în bani și cei care fac licitații la prețuri astronomice sau care fac licitații care le fac deodată vădit greșite ca să nu se poată implementa și realiza. Adică cum e cazul podului la Luz. Că eu acolo nu știu la ce să mă gândesc, dar cred că e și o meschinărie acolo, o meschinătate, ceva de genul ăsta, nu știu. Ori a fost făcută licitația cu dedicație pentru cineva anume care trebuia să o ia, nu a luat-o și acum încep contestații, etc. Sau efectiv nu vrea să se facă, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Mai ales că podul respectiv a fost pe situații de urgență, adică CJ Neamț aici, cred că putea, din punctul meu de vedere, să meargă pe o procedură, pe situații de urgență și să scoadă podul de acolo, să ia banii, să-i dea unei firme care, într-adevăr, să fie o firmă competentă, nu contează numele, să scoată podul de acolo, că e important să scoți podul de acolo să poți să construiești altul. Eu cred că județul Neamț putea să scoată podul de acolo și făcând apel la marile firme cu care se lucrează. Cred că alea ar fi venit și ar fi scos podul gratis. Părerea mea. Trebuie o firmă mai specializată. Acum, nu știu, nu mă pricep, nu sunt inginer constructor, dar e și asta o variantă care a spus dumneavoastră. Dar și cu bani, bă, scoatem procedură de urgență. Adică au vrut să facă licitația. Adică faci DN15, Piatra Neamț Bicaz, îl faci în procedură de urgență că stă să cadă tot drumul ăla pe 40 de kilometri, stă să se prăbușească, nicio legătură cu treaba asta, cu subiectul prăbușirii, și îl faci în regim de urgență cu peste 80 de milioane de euro. Foarte bine că s-a intervenit acolo, dar costurile au fost mult mai mici decât suma alocată. Iar aici unde ai o procedură de urgență clară, obligatorie, că s-a dărâmat podul, știm cu toții că s-a dărâmat, aici tu faci licitație și adică s-ar putea CJ-ul să nu vrea să cheltuie banii aia, să îi împingă mai încolo. Că și asta e o gândire. Dom'le, avem anul ăsta, i-am prins, nu i-am reușit să cheltuim la sfârșitul anului, îi ducem pe alt capitol și las că la anul vedem. Îi vedem noi cum facem la anul. E și asta o posibilitate, nu-mi dau seama. Dar oricum, rea voință, incompetență, e tot aia. Nu se face pod, nu se face apă și canalizare, nu se face Spitalul Județean. Toate astea nu. Nu se poate, nu se poate, nu se poate. Asta e motoul Consiliului Județean. Noi nu putem. Lasă-mă pe alții care pot. Bun. Acum... Care vor, care știu.
Un ultim subiect pe care vreau să-l ating astăzi. Se tot vorbește despre așa zisa reformă în administrație, propusă acum, cu tăierea de reducerea unor posturi, etc. Eu vă întreb așa, avem informații din diverse instituții publice. Nu cumva este și acum momentul în care se pot schimba multe lucruri, se pot schimba șefi, se poate scăpa de niște oameni incomozi pe această așa zisă reformă, care nu e reformă, de fapt, este o chestie. Nu e reformă, nu. Domnul Varica, se face reformă structurală în administrația publică centrală și locală în România. Îți trebuie câteva luni de zile să faci o proiecție foarte bine definită, foarte clară, pe compartimente, să vezi exact. Pentru că, și ce se întâmplă? Avem instituții ale statului care funcționează, de exemplu, luăm un exemplu, X instituție din județul Neamț, să zicem OPC-ul, e doar un exemplu, să zicem, lucrează cu 15 angajați, da? Din care 10 sunt efectiv angajați, 5 sunt posturi vacante. Același OPC la Bacău lucrează cu 15 angajați, din care 14 sunt efectiv angajați, unul e post vacant. Când razi posturile vacante, practic razi unul de la Bacău, 5 de la Neamț. Adică Bacău rămâne să lucreze cu 14 angajați, Neamțul cu 10. Faci un dezechilibru în ceea ce înseamnă sistemul național raportat la sistemul județean a instituțiilor publice deconcentrate. Exemplul care l-am dat eu cu OPC-ul e valabil, e universal valabil la orice instituție publică deconcentrată care e sub ordinea guvernului și acționează în teritoriu. Adică să faci așa, Otova, domnule, gata, că avem 200.000 de posturi, le-am șters. Nu cred că asta e soluția. Nu cred că asta e gândirea, pentru că aici trebuie să ai o gândire strategică pe termen mediu și pe termen lung. Adică când ai făcut o reformă de genul ăsta, eu aș zice, anul 2023 să o gândești, să o faci și în 2024 să o aplici pe termen mediu și pe termen lung. Dar nu așa de la o săptămână la alta, domnule, gata, am găsit niște posturi, le-am ras și gata, de acolo am făcut o economie și vedem, o să fie bine. Adică nu putem să avem mentalitatea asta când conduci o țară, nu poți să ai mentalitatea de pe azi pe mâine, că am mâncat azi, mai am ceva pentru mâine, restul nu mai contează, voi vedea eu ce o ieși. Adică nu poți să ai mentalitatea asta, trebuie să gândești pe termen lung. Țările avansate în Europa, în Statele Unite ale Americii, în țările dezvoltate și cu democrații consolidate, au termen, gândesc doar pe termen lung, pe următorii 50-100 de ani dezvoltă țările respective și fac administrație sau alte lucruri. Noi le gândim heirupis de pe azi pe mâine. Luăm o decizie azi la partid, seara ne certăm, după amiaza zicem una, ne mai certăm vreo câteva zile la televizor, venim cu o formulă și bă, gata, uite, a ieșit, am ras 200.000 de posturi. Nu cred că asta e soluția din punctul meu de vedere. Iar ca să vă răspund la întrebare, da, poate să fie și o gândire a unora din clasa politică centrală în care, domnule, mai scăp de o instituție, mai unești una cu alta și mai schimb și un șefuleț pe acolo, o șefă pe dincolo și mai face un aranjament de genul ăsta. Acum, nu cred că asta e gândirea efectivă că al premierului sau al cuiva, că la o instituție două, trei deconcentrate de prin județele din România, acolo schimbi un șef cu alt șef sau scăpi de un șef și poți să faci o chestie. Nu cred că asta e neapărat mentalitatea. Cred că mentalitatea e cumva să reducă cheltuiala bugetară, dar nu o faci așa heirupist. Da, cineva ne-a sunat că e și jumătate, știți? Probabil. E și jumătate. A sunat ceasul, cred că. Probabil ceasul. Nu știu cine pune ceasul să sune. E și 28, nu chiar și jumătate. Nu e chiar și jumătate. Bun, de ce v-am întrebat asta? Pentru că știm, să spunem așa, din surse interne, că a început bătălia în instituții publice și un fel de jihad pe posturi. Adică, plus că asistăm acum la niște chestii care pot fi foarte interesante. De exemplu, asistăm la, probabil, scoaterea din peisaj a Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare. Și asta este una, dar mai sunt și alte instituții care ar putea dispărea. Ce ne facem că avem și școli sub 50 de angajați. Păi da, și acolo e o problemă și în sistemul educațional. Avem școli sub 50 de angajați. Păi discutam săptămâna asta că am fost la Ministerul Cercetării și Educației. Aceeași problemă și o puneam, am discutat și cu doamna ministru parțial și cu domnul secretar de stat mai mult, Sorin Ion.
De aceasta, pe mai multe spețe, dar una dintre ele pe zona asta și spunea, domnule, dacă iese în forma, așa cum a apărut primul draft la un moment dat și a fost scăpat în presă, așa, care am înțeles că oricum se previne asupra lui și se lucrează în continuare asupra acelui draft și nu va fi ăla, inclusiv sistemul de învățământ din România va fi grav afectat. Adică vor fi școli efectiv care vor dispărea. Da, mai după mentalitatea aia că hai să reducem. Păi de asta spun. Nu poți să gândești de azi pe mâine că reformezi un sistem național. Dacă vrei să reformezi sistemul național din România, din punctul meu de vedere administrativ, trebuie să ai o gândire pe următorii cel puțin 15-20 de ani în care faci o reorganizare administrativ-teritorială în primul rând a României. Și plecând de la reforma administrativ-teritorială, după aia gândești și regionalizare, după aia gândești și structura acestor instituții. Și după aia ai, să zicem, 2025 încolo, ai o zonă pe care ai așezat-o foarte bine. Pentru că nu de la, părerea mea, nu de la instituțiile bugetare, astăzi acolo e marea risipă de bani sau acolo sunt foarte mulți angajați. Din contră, foarte multe instituții publice de concentrate au lipsă de personal, ca să știți. Bun, da. Haideți că avem totuși prea mulți bugetari în România. Dar avem primării foarte multe. Păi tot bugetari sunt. Păi tot bugetari, da. E o diferență între cei care lucrează în instituții publice de concentrate, care, repet, o parte dintre ele sunt cu personalul la limita de jos și funcționează la gradul de... În teritoriu. În teritoriu mă refer, da. Nu la nivel central. Nu, m-am referit în teritoriu, da. Clar. Și sunt foarte multe primării, păi de unde ai o primărie de domnul Bălănescu cu 700-800 de cetățeni, de locuitori, unde mai până într-o 1000 de locuitori și ai undeva un număr de 20 de angajați în primărie, plus primar, plus viceprimar, plus consiliul local. Consiliere ai primarului. Consiliere manager, da, manager de comună. Manager de comună. Sunt. Sunt, vă spun mai eu sunt. Că sunt. Sunt. Așa, merge de comună, unde ai mașină, unde ai lumină, gaz, lemne, încălzire. Asistență socială, întotdeauna bine pusă la punct. Așa, plus tot ce înseamnă consumabile, etc. Păi, acele comune, ca să ne înțelegem, ei trăiesc primele trei luni așa din, bugetul epuizat, propriu. Din bugetul propriu și au epuizat bugetul propriu pe tot anul, doar prin cheltuielile de funcționare. Următoarele 8-9 luni trăiesc din ce vine de la bugetul consolidat al statului, adică de la Guvernul României. Și atunci, dacă ai atâtea găuri pe care tu trebuie să le alimentezi cu bani, pentru că ele nu supraviețuiesc, da? Intră în faliment, practic, acele primării, păi e normal nu... că banii ei iei de undeva. De unde iei? Probabil că de la investiții, de la sănătate, de la infrastructură. Păi asta nu e gândire de dreapta. Păi asta nu e gândire de dreapta, asta e gândire de stânga. Da, păi... da, da. Iar acele primării, din punctul meu de vedere, că de asta discutăm de reforma administrativă teritorială, care trebuie să se întâmple în România, trebuie să se întâmple mai demult, dar trebuie să se întâmple, aceste comune trebuie regândite din 4-5 astfel de așezări. Domnul face singură comună, să n-ai comună sub 10.000 de locuitori în România, să n-ai oraș. O firmă care este într-o situație de genul ăsta se duce în faliment. Se duce în insolvență și pormă în faliment. 100%. De ce trebuie să susținem niște creații artificiale în România cu subvenții de 9 luni din 12, da, ale statului român? Nu pot să înțeleg. Păi nici nu pot să înțeleg. Păi asta nu e o gândire de dreapta, asta e o gândire din punctul meu de vedere. Haideți de să stânga. Punem mână de la mână, îi luăm pe parlamentari, să-i convingem bucată cu bucată. Nu, asta trebuie făcut o reformă administrativă teritorială, da, și o regionalizare. Și repet, după ce ai făcut regionalizarea asta și ai gândit-o, o pui pe hârtie, știi exact câte posturi îți dispar din sistemul bugetar, pentru că vor dispărea. Că dacă unești 3-4 comuni, dispar 3-4 consilii locale, 2-3 primari, 60-70-80 de angajați, 3-4 sedii de primărie, 10-15 mașini care nu mai cheltuie. La nivelul, adică, școlilor sunt schimbări. Exact. Ei, când ai făcut treaba asta, vezi exact cam care ți-i proiecția bugetară, câți bugetari îți dispar de acolo, cum reduci cheltuielile și dinamizezi lucrurile și ți le optimizezi. Dar asta trebuie să o faci cu cap. Nu te apuci să dai afară mâine și după aia vezi tu ce o să faci. Nu mi se pare o gândire foarte matură pe termen mediu și pe termen lung. Sigur, pe termen scurt, acum, ca să îți urmărești ținta de deficit bugetar, poate să fie o gândire, dar nu e o gândire sănătoasă pe termen mediu și pe termen lung, iar aici e problema noastră a României. Asta e și o problemă a județului Neamț, pentru că nu avem un plan de dezvoltare pe termen mediu și pe termen lung. Județul Neamț, dacă vreți ca să rămânem în zona județeană, nu poți să-l dezvolți cu o gândire de azi pe 4 ani sau pe 2 ani. Dom'le, am venit eu, de mâine voi face așa. Trebuie să ai o gândire și un master plan pe 15, 20, 25 de ani. Teoretic există. Teoretic. Dar teoretic există făcută de o firmă de apartament cu un angajat și făcut o planșă de hârtie. Nu așa se face.
Adică trebuie să gândești dezvoltarea județului Neamț pe segmentul turistic, pentru că, să fim serioși, când se va face regionalizarea, noi Neamțul, cu o parte cel puțin a județului Neamț, cu aproape 2/3 din județul Neamț și cu județul Suceava, vom fi județe care ne vom dezvolta foarte mult pe zonă turistică. Nu ne vom dezvolta pe alte zone care se poate dezvolta Iașul, de exemplu. Dar ai în județul Neamț posibilități de dezvoltare, dar aceste planuri, aceste proiecte să le ai pe termen mediu și pe termen lung. Că ai nevoie de drum expres, ai nevoie de spitalul județean, ai nevoie, din punctul meu de vedere, și de drum expres ca să, dacă dezvoltăm turismul și pe zona Piatra Neamț, Târgu Neamț, ai nevoie de un drum expres, ai nevoie de mult mai multe lucruri, ai nevoie de două, cel puțin, pârtii de schi pe Ceahlău și pe Budac, în partea elaltă la Borca, ai nevoie de o dezvoltare strategică, Durău, ce înseamnă Durău și tot ce înseamnă zona cu Bicaz, Hangu, coborând înspre Bicaz, ca să dezvolt turismul acolo, să intre într-un parteneriat cu hidroelectric, ca să poți să iei plajele de acolo. Ai nevoie de canalizare. Ai nevoie de foarte multe lucruri, dar asta nu se întâmplă peste noapte, iar proiectele astea care și le finanțează Uniunea Europeană sunt proiecte care vin multianual, adică trebuie să, dacă noi ratăm astăzi un proiect, nu mai poți să găsești proiectul ăla și mâine și poi mâine. Nu, ăla îl mai găsești peste mulți ani. Sau cum spunea domnul, ca să încheiem apoteotic, așa cum spunea domnul Harpa într-o postare a lui, într-o fițuică gazetărească pe aici, prin Neamț, că el a rezolvat, că el a semnat. El, că el nu-i președintele la CEJ, nici nu o să fie, că el a găsit o soluție și că banii aia, poim, nu s-au pierdut. E minciună cât casa, oricineva și-a bătut joc de el și l-a păcălit, respectiv domnul Asaftei. Ori a înțeles domnul Asaftei greșit ce a fost semnat pe la București. Pentru că i-au semnat o chestie de prefinanțare, un acord de prefinanțare pe PODD. PODD, Planul Operațional de Dezvoltare Durabilă. Ori banii aia, 311 milioane care trebuiau să vină pe poim, s-au pierdut. Banii pe PODD sunt alți bani. Noi, județul Neamț, dacă eram oameni deștepți și ea de la CJ erau oameni deștepți, aveam 311 milioane pe POIM, plus, planul plus pe PODD. 300 de milioane pe PODD. Asta, aveai 600 asta, de milioane. Asta s-a spus în Mesagerul da, de... Da, corect. Nu știu câte luni aveai de zile. Aveai 600-700 de milioane de euro în județul Neamț. Tu ai pierdut jumate și intenționezi să depui un proiect pe PODD, că încă nu-i scos ghidul, urmează să scoată, și vezi acolo, dacă te încadrezi și nu întârzi la fel și nu treci în loc de Neamț, Caraș, Severin, s-ar putea să luăm 300 de milioane de euro pe PODD. Dar aia 300 ce am pierdut, pierdut rămâne, din păcate. Da, ne oprim aici. Eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și pentru timpul acordat. Ne oprim aici. Ați fost generos, m-ați lăsat să vorbesc mult. Da, astăzi v-am lăsat să vorbiți mult. Ce să fac? Mulțumesc. Mă uitam și eu pe știri. Că avem revoltă la finanțe. De ieri. De ieri, dar avem și astăzi. Continuă și azi, da. Da, da. Și probabil că o să mai avem și alte revolte. Ne oprim aici. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Și eu mulțumesc pentru invitație. Eu am reținut din emisiunea asta un lucru foarte important, că regulile la fotbal se mai schimbă din când în când și în timpul jocului, chiar dacă există VAR. Eu țin cu Dinamo și sau, de acord. Sau mai mult de când există VAR, pentru că la români era o vorbă veche, de aceea au și inventat ăștia VAR-ul. Să dăm cu VAR, să dăm cu VAR, să dăm cu VAR. Deci este o lozincă care mergea. Toate cele bune, numai bine. Să dăm cu VAR.